Buonasera di nuovo. Tra le doppie invitazioni, il professor ingegner Giorgio Albulescu e ingegner Corneliu Velișcu continuano emisiunea despre drumuri, despre autostrăzi, despre nervii noștri de dimineață și de seară. România, ca să își rezolve această problemă a traficului, ar avea nevoie cam de 3.000 de kilometri de autostradă, spun specialiștii, Minim, nu eu. minim. Asta e nivelul minim. Minim, ne mulțumim cu minim, vrei și tu mult, mult, așa, nu se poate mult. Astăzi avem 747, dacă nu mă înșel la memoria. Deci până la 3.000 mai este o halcă bună. Se spune că drumuri de pământ nu mai avem, dar vă spun eu sigur că mai avem. Se încearcă să se rezolve infrastructura și Uniunea Europeană a dat, că n-am luat noi cât a trebuit, asta e altceva, ca să rezolvăm și în mediul rural problema apei, a canalizării, că degeaba ai apă dacă n-ai canalizare, că se scurge în pânza freatică și bei ce nu trebuie să bei după aia. Și un minim de întreținere, nu mai spun asfaltare, a drumurilor, pentru că pe un drum de lut, vara, și cum vara e lungă și secetoasă, nici cu geamurile închise nu mai poți respira din cauza prafului. Și totuși, ce trebuie să facem? Studii de fezabilitate s-au făcut în prostii. Au expirat, ele sunt valabile parcă 2 ani sau cam așa ceva. Sau, e un mister pentru mine de ce un studiu din acesta este valabil 2 ani. Nu știu, s-a schimbat structura geotehnică. Probabil, probabil. Da, o fi vă explicați. Da, și-a mutat traseul Ursulețul Brun și probabil a trebuit să face direct, nu prin licitație. Probabil, spun și eu prostii. Copiii trăsniți care spun prostii. Și atunci e un mod de a da de lucru la prieteni. Apropo, spuneam că nu mai sunt inginer. Mai sunt câțiva care se descurcă bine. Mai ales când sunt prieteni cu administrația. Nu e nicio problemă. Și totuși, avem, ca să existăm, le reparăm toată ziua. Băgăm bani în el. Ce v-am spus eu? Băgăm bani în el. Și dacă tot ne-ați spus, spuneți-ne în continuare. Ce facem? Băgăm bani în prostie, în studii care nu le facem, în reparări care țin de azi până mâine. Repară vara, primăvara, vara și toamna, să strică iarna și după aia iar primăvara, vară, toamna și iar să strică, tot așa mai departe. No. Ne, ce să facem? Păi pentru ce să facem? Să facem, de exemplu, ce face Clujul. Ce face Oradea. Municipalitatea să ia în propriile mâini situația și ceea ce poate face cu banii locuitorilor din regiunea respectivă să facă. Pentru că dacă o să așteptăm ca guvernele să acceseze bani, să facă proiecte, o să așteptăm mult și bine. Eu aș da un exemplu concret. Am făcut o șosea de centură care încă nu-i terminată, care urmează să fie terminată, s-au aprobat studiile, s-au aprobat niște bani. Întrebarea mea este, de la intersecția dinainte de Uricani și până în Dacia, noi, cu fonduri proprii, nu puteam să facem bucățica aia și un pod peste Bahlui, așa, și să deviem toată circulația din marele cartier Cug, Nicolina, Alexandru, Dacia. Când omul vrea să plece din oraș, să plece la Bacău, să nu mai treacă pe pasarela aceea neterminată și aia de la Octav Băncilă, să ajungă în Păcurariu Îngust și de acolo... Prietene, dar te plimb cu mult cu mașina. Nu mă plimb, dar sunt ieșan și cunosc Ai văzut că merge asfaltul direct în Islas? Da, da, se oprește acolo. Direct în Islas? Da. Deci ce ne trebuie nouă? Deci vaca, când pleacă de la Uricani, merge pe asfalt. Ce așteptăm noi? Alt exemplu. Doi băieți, Tomești. Rușinea aceea de drum. Ce așteptăm să o facem? Adică și aici trebuie să accesăm... Are de sub deal? Nu, linia de tramvai. Ceva de groază. De ce nu? De iarăși așteptăm să accesăm banii, să cred că ar trebui ca să ne revizuim cheltuielile, da? Să ne revizuim salariile, care sunt la liber acum, conform legii, da?
și să investim în infrastructura Iașului. Sunt proiecte frumoase. Am văzut că au fost aprobate câteva proiecte, dar de când știu, proiectele astea ies foarte bine în prima mână și aici fac referire chiar la pasarela Octav Băncilă și la pasajul de la Biblioteca Eminescu, care în primă fază arătau cum trebuie și au ieșit cum au ieșit, că n-au ajuns banii. De unde pasajul Octav Băncilă avea 4 benzi, acum are 2 benzi, are un rond în Alexandru, în Dacia, dar în partea asta se înfundă într-o șosea unde, dacă vine autobuzul, trebuie să oprești mașinile pe ambele sensuri, că n-are rază de girație, să intre pe pasaj. Ei, dar ce mi-i trebuie și rază? Nu mi-i trebuie nimica, bineînțeles că nu-i trebuie nimica. Scoate aripile și zboară. Da. Iar din cu acela, la pasajul Eminescu, altă prostie cât casa, vii din Copou, faci dreapta, și stai într-o oglindă acolo să vezi dacă nu țâșnește unul din pasaj să te lovească sau nu. Da, unul a picat cu mașina direct în pasaj. Deci nu se poate așa ceva. Deci după ce că facem... Nu se poate, domnul inginer. Uitați că ele există, se poate. Dom'le, încă o dată vă dau sfatul să vă duceți la Oradea, să vă duceți la Cluj, să vedeți că se pot face și lucruri da, să știți că bune în țara asta. Moldova. Dar așa eu nu spun că nu iubesc Moldova. Da. Dar eu am spus de ce ăia pot și noi nu putem, domne. Chiar nu putem. Chiar nu putem? Ăia pot și noi nu putem? Sunt aceiași români ca și noi? Aceiași primări? Nu sunt aceiași. No, no. Moldovenii sunt mai deștepți, vă spun. A, da. Mă rog. Deci, ce ar trebui făcut? Să luăm în propriile mâini, cu fonduri proprii de la primărie, deci de la... nu mai facem palate. Lăsăm... Domnul, eu nu vreau să-l încurajez... Nu. Deci... sunt convins că ceea ce trebuia făcut până acum s-a făcut. Deci marile monumente ale Iașului sunt salvate. Trei ierarhiu, Palatul Culturii, Mitropolia, Teatru, Universitatea, Bărboiu și toate celelalte. E momentul acum să investim în ceea ce ne doare, infrastructură. Dacă noi nu vom rezolva problema infrastructurii rapid, să ne facem șosea de centură. Dar duceți-vă până la capăt. Întâi în lanț, infrastructură, ancorarea costurilor salariale în economia reală, încă o dată, altfel nu facem nimica. Încă o dată, ce ține de primărie, ține de bugetul primăriei. Bugetul primăriei trebuie să prevadă la primul capitol cheltuieli cu infrastructura. Vreau să dau un exemplu de ce frumos... Știți că este un bălci acum imens, că se ceartă a cui drumul, de ce nu fac drumul. Da, eu știu, da. Dar v-ați uitat pe splaiurile Bahluiului la universitate și vis-a-vis că avem stâlp ornamental de iluminat din 5 în 5 metri? Nu vi se par cam... Unde? Pe splaiul Bahlui. Da. Acum se lucrează intens, se montează stâlp din 10 în 10 metri și pe partea ei. Probabil e proiectul lui Dan Cârlan. Nu știu a cui e proiectul, domnule, dar în loc să cheltuim banii pe așa ceva, am refăcut pista aia de biciclete de 10.000 de ori pe acolo, pentru că pe acolo trece și rețeaua de termofiliare, care a fost făcută după ce a fost refăcută pista. Cine plătește cheltuielile astea? Noi, ca fraierii. Nu spuneați că suntem deștepți? Da, da. Nu, dumneavoastră spuneați că moldovenii sunt mai deștepți. Da? Deci putem să găsim soluții, să facem lucrurile așa cum trebuie normal. Dacă vom aștepta în continuare să vină banii și să nu vină, deci haideți să încercăm să facem cu banii noștri. O să stăm mult la capul podului. Exact. Uitați-vă, singurul lucru și ăla ne-a dus până la capăt este aeroportul, da? Care se dovedește care e problema și aici nu se poate, care devine insuficient. Nu se mai poate face pasonal înapoi la aeroport. Dar n-am spus. Ba da. Împotrivă, se poate face înainte. Numai înainte trebuie. Înainte. Da. Dar știți că inițial proiectul era o autogară nouă, de capacitate mare. Da. Nu. N-am avut bani. Dom'le, nu știu cum să face că tot timpul nu avem bani. Dar în schimb avem bani pentru orice altceva. Da, domnul Înger, vă aduceți aminte? Când s-a schimbat un rege, lăsase moștenire în buget vreo 36 de miliarde. Da. Și nu se face aeroportul când erau bani. Da. Da. Așa e. Dar să știți că... Da, dar atunci, până la urmă... S-au folosit banii. S-au înțeles marile partide. Corect. Da? Și au hotărât în sfârșit și s-au demarat și s-au și terminat relativ repede. Și s-au folosit banii aia până au venit banii europeni. Da. Deci soluția este să începem cu banii noștri, să depunem documentele, ca așa cum spunea și domnul Verișcu, durează, hârță, o găraie, proiectare, nu știu ce,
să începem cu banii noștri să facem și să fim obligați și să obligăm forțele politice din Iași, indiferent care sunt ele și care vin la guvernare, să avem acele proiecte multianuale care nu pot fi date înapoi. Pentru că dacă eu, în cei 4 ani de mandat, fac un studiu de fezabilitate și n-am construit nimica, n-am început nimica, vine el altul și spune, nu-i bun ăsta, a expirat. Și se apucă să facă. Și uite așa stăm de 28 de ani și facem studii de fezabilitate, dar nu ce nimic bun la cap. Bun. Văd că sunteți bine informați. Lămuriți-mă și pe mine, ce cu scandalul cu șoseaua de centură? Eu stau pe Poatie. Adică șoseaua în discuție. Zona Poatie, trebuie să vă aduc aminte, dacă este una din zonele cele mai poluate din Iași. Face parte din cele 3 puncte verificate și... Te pomenești că iar, Cugul poluează, iar nu? Eu nu. Nu. Iar eu, pur și simplu, spăl mașina seara, o aduc în parcarea întreprinderii, la ora 4, e... Neagră. Gri, pardon. Da, e gri. Noroc că mi-a cumpărat-o gri. Dar nu mai văd prin parbriz. Deci avem o problemă acolo. Că este a municipalității, că este a județului, că nu se mai pot face 6 benzi de circulație, eu cred că știi pe aproape tot drumul asta se poate face. Este între municipalitate și județ. Și de asta nu se ocupă nimeni. Deci, de-aia este și prefăraia acolo. Da? Deci, în mod normal, ar trebui să spui așa, domnule, avem pădurea cetățuia lângă noi, ar trebui să nu fie praf. Ar trebui să nu fie mai absorbă măcar. Poftiți, pe de altă parte, lăsăm. Vreau să vă spun, domnul Brauber, nici nu mă interesează a cui e drumul. Că e vinovată la că nu ne interesează pe noi cetățenii. De am spus aia că trebuie făcută. Între. Domne, dacă nu se face, vinovați sunt cele două instituții alese. Da? Administrative. Administrative alese, da? De la primărie și de la Consiliul Județean. Nici nu mă interesează problema. Cum să vă spun? Și așa mi se pare că faci o centură prin oraș. Nu prea e ok, dar probabil că nu există altă soluție. Da, 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 nu, că orașul se extinde, domnul Dobre. Da. Orașul nu stă pe loc. Deci, uitați-vă, dar nu mai contează sus. Să se facă, să se facă, într-adevăr, așa să ar fi normal. Să se facă, poluăm și de în unele zone o să nu? Fie cu măcar 3 benzi, lăsăm aici. În unele zone o să fie cu 3 benzi de circulație pe sens, sunt altele, nu? Dar mai avem centura, pentru că ce faceți cu centura pentru de la autoservice? Cel mai important acolo este nodul de la pod. Asta este. Aici vreau să completez pe domnul Verișcu. Invocăm faptul că pasarela Bucium este șubredă. Nu-mi doresc să consolidăm pasarela Bucium, îmi doresc să apară o pasarelă nouă care să traverseze intersecția respectivă, să ajungă dincolo. Deci dacă facem iarăși o golăneală de băgăm nu știu câți bani, durează nu știu câți ani de zile, o bandă ca să cârpim, eu nu sunt constructor, dar nasul meu spune că pasarela aia nu poate fi reparată. Să dea Dumnezeu să facă una nouă. Exact. Așa. Pentru că știți ce observ? Încă una. Da. Știți ce observ? Încă una cu 4 benzi, obligatoriu. Da. Obligatoriu, care minim, să traverseze da. Această intersecție. Și cu bretele să ieși de exact, să exact. Mai avem un drum care este foarte, ar trebui să fie foarte circulat. Faimosul drum al hoților. Așa. Știți ce observ eu? Că cartierul de blocuri și de case și de vile înflorește, se întinde. Mâine, poimine ne vom trezi și acolo că nu mai avem loc de 4 benzi, că o să vină unul și o să-ți facă blocul până în marginea actualului șosele care este, nu știu să spun dacă e asfaltată sau nu, pentru că nu e semi-asfaltată. E cum e mai rău. Cum e mai rău, da? Dacă era pământ, da. Era simplu. Deci, domne, ce ne împiedică atunci când dăm aprobări de cartiere din dezvoltare să îi obligăm pe dezvoltatori să facă infrastructura, domne? Ce ne împiedică? Vreți să vă spun una bună? De la Piața Păcurari este un drum nou asfaltat acum,
asfaltat, băgat beton în el, care este mai la vale de pușcărie. Da. Dom'le, este unul și-a construit un garaj în mijlocul drumului și constructorii de drum, ca să n-aibă probleme, au îngustat drumul. Normal. Au îngustat drumul. Așa e. Și dar nu l-am întrebat dacă are autorizație pe ăla sau nici vorbă. Cel puțin așa bănuiesc. Și eu la fel. Este inadmisibil să produce câte un ambuteiaj pe vreo 100 de metri înainte de a ieși la penitenciarul, nu vă puteți imagina în fiecare dimineață același spectacol. Pentru că, repet, încă o dată, dezvoltarea orașului începe la mintea cocoșului, cu infrastructura. Întâi fac străzile, întâi fac canalizare, apă, așa, gaz, rețele, utilitățile și drumul e tot o utilitate. Și acum să mă întorc la ce am început. Știți cu ce a început construcția Petrogradului? Cu locuința, nu, cu locuința în care stătea șeful de șantier. Știți cine era șeful de șantier? Nu știu. Țarul Petru I. Locuința este și acum conservată, este muzeu. Înseamnă că și în istoria României putem spune că am avut un șef de șantier. Da. Ei, nu mai avem șef de șantier acum. Îmi pare rău să vă spun. Deci, noi nu știm nu că nu știm, nu vrem să dezvoltăm normal și corect din punct de vedere arhitectural, proiectare, ce vreți dumneavoastră, orice oraș din România. Deci, domne, întâi fac rețelele de toate felurile, drumuri, apă, canalizare, domnule, gaz, curent. Asta este, da, deja a devenit istorie. Problema este acum ce mai putem face într-o aglomerație formidabilă și care va crește în continuare, pentru că, din păcate, românul are o dorință, să aibă mașină. E o chestie care e greu de înțeles. Păi a început să facă ceva în București pe tema asta. Pe de o parte. Deci asta e dorința românului. Pe de altă parte, această dorință va duce la creșterea numărului de mașini. Pe de altă parte, și viața însăși impune deplasări dintr-o parte în alta a orașului. O primă soluție ce dau eu. Da? N-ai ce căuta cu mașina dacă n-ai loc de parcare. Asta a încercat să aplice, văd că... Domnul Vireșu pune o problemă, dar uită modalitatea de dezvoltare a acestui oraș. Unde se dezvoltă astăzi orașul? În zonele în care se dezvoltă orașul avem posibilitatea să construim transport public în comun? Vă spun eu, nu! Avem! Nu! Duceți-vă la Rediu! Duceți-vă la Rediu! Duceți-vă în Valea Adâncă! Unde băgați dumneavoastră autobuzul? Nu intră nici pompierii! Cum trebuie pe nenorocitele alea de străzi de 3-4 metri lățime. Alea, păi unde, și atunci unde au lucrat dezvoltatorii. Păi și atunci alea mă refeream. Dar ăia cu ce vin de acolo? Eu mă refeream la drumul de a ajunge. Ale primăriei sau primării lor, că alea, deja intrăm în alte localități. La alea nu se poate. Acolo a fost pur și simplu o afacere. Acolo soluția este să vină cu mașina doar proprie. Doar pentru bani, o afacere oneroasă. De asta au și crescut așa numărul de mașini, pentru că toată populația care a avut cât de cât o stare materială ceva mai bună, a plecat de la bloc, a plecat de la bloc și a construit o casă exact unde vă spun eu și și-a luat și mașină, pentru că de acolo îți trebuie un ceas ca să vii cu mașina, pentru că n-ai cu ce veni. Noi rețeaua de transport o avem identică cu cea din 1990. Dai. Am dreptate? Nu, mai mică. Așa, deci am dezvoltat noi trasee, avem noi trasee până alte cartiere. Puteți să-mi spuneți de ce s-a scos tramvaia de pe zona Cug, la un moment dat, Nicolina Cug? Pentru că a murit Cugul. Exact. No, eu cred că a dat-o la fierbinte. Eu cred că acum ar trebui prelungită până Hătănciurea, da? Stați un pic, ajungem la o problemă frumoasă. Ajungem la șoseaua de centură. Unde este șoseaua de centură? În câte benzi iese? 18. Nu, în câte benzi iese șoseaua de centură? Două benzi acum, până acum. În două benzi! Unde două benzi? Păi este una pe un sens și una pe un sens. Da. Asta nu înseamnă două benzi. Banda este când e același sens de mers. Deci, ce-ai făcut, ce fel de... Haideți, domne, că vorbim... E drum ăla, ăla-i drum modernizat. Da. Ce mai e de făcut? Și ce mai e de făcut? Hai să vedem. Specialiștii spun, am citit și eu în documentare, că decongestionarea traficului în localități de genul Iașului este posibilă prin creșterea transportului în comun urban,
dezvoltarea dar de noi lucru, rute, rețele. Acest lucru înseamnă niște rețele libere de trafic, da? Și să existe fizic posibilitatea să-l dezvolt, că dacă n-am drumuri corespunzătoare, măcar pe două benzi pe sens, n-am cum să fac transport în comun. De exemplu. Dar eu arunc acum o prostie așa. Și am o prostie în cap. Pentru că am văzut-o în Franța, la Paris, da? Nu s-ar putea face un traseu, să zicem, de tren, îi spun așa, pe care circula pe căile ferate, între capătul Iașului. Bine să se poate face. Era, da? Ești de la, era, de la ești era? Spre Pașcan, te duci spre Țuțora și te duci spre Ciurea. Cum să nu se poate? Am cale ferată. Mai ales că încă calea ferată are, e cu ora, e cu fixat, deci poate să stabilească. Și are traseu, are infrastructura. Are infrastructura. Dar eu mai am o întrebare. Am o întrebare. N-ar trebui să se facă decât... N-ar trebui să ne gândim. De exemplu, ați fost mai... Ați fost și dumneavoastră în sănătate, am fost și eu. Am văzut... am întrebat la un moment dat de ce asta se cheamă... Metro? Un bulevar mare pe o parte avea o denumire strada, Waterloo Park, pe cealaltă nu mai știu cum se cheamă. Da? Ceva de aur. Lâna de aur. Da. Și am întrebat de ce. Pentru că între ele erau niște case. S-au dărâmat, erau două străzi paralele și a devenit un bulevar larg. Pe dedesubt este de transportul feroviar și auto, iar deasupra vedeți parcuri, vedeți așa, da? Și asta e de prin anii 50-60. La eu pot, eu poate. Pot și să am și eu câteva idei legate de ce am putea futuriste, face. Futuriste, da? Nu neapărat. Nu, de viitor. De, care pot fi de... Deci avem o problemă care se numește calea ferată care împarte practic Iașul în două. Dacă în trei. Trei. Dacă o să vă duceți în altă parte, o să vedeți. Calea ferată este într-un tunel. Exact. Da? Iar deasupra, ce credeți că este? Parcuri. O șosea sau parcuri sau, șosea, da, sau parcuri. Noi nu putem să coborâm, rezolvăm problema zgomotului de la calea ferată. Această idee există. Da, să o vedem pusă în practică. Să o iei dincolo, dinspre Lețcan, bați șoseaua pe dedesubt, gara subterană, ca în Bruxelles sau unde vreți dumneavoastră. Păi este gar central din Bruxelles, în mijlocul târgului. Eu sau gardul nu. Din păcate, eu nu mai apuc să văd așa ceva. Nu, gar central. Eu am altă soluție pe care sper să apuc să trăiesc să o și văd. Iașul, din câte știu eu, sub pământ e destul de dificil de construit. Sau poate a fost dificil. Nu, este și acum. Oricum cu cheltuială mare, vreau să spun. Nu că nimic nu este imposibil, da? Astăzi, da? Deci se poate orice, dar de bine cu ce. Eu văd rezolvate câteva probleme din Iași cu pasarele pietonale supraterane, metalice, da? Din structuri metalice, cu benzi transportoare de urcare, de coborâre, închise complet. Lui Eiffel. Vremea cui? Eiffel. Nu. Structurile de tipul turnului alte sunt formidabile, iar ingineria, iar ingineria este bine pusă la punct. Ingineria a progresat datorită lor. De atunci, da. Păi bineînțeles. Dar și noi în Iași avem. Pentru că dacă încercăm să facem monumente. Dacă încercăm să Hotelul Traian și Parcul Copo. Dacă încercăm să facem iară subteran, cum e aia de la Direcția de Finanțe, pasajul ăla subteran... Oamenii fug să treacă pe acolo. Nu numai că fug, dar nu trece lumea pe acolo. Păi de-aia, oamenii fug să treacă. Nu trec. Fug să treacă pe deasupra. Da. Nu, dar durează 7 ani. Bun, a fost problema cu istoria, cu monumente. S-a descoperit casa negustorului acolo. Da. Deci, o pasarelă pietonală în Cucu este obligatorie,
o pasarelă pietonală. Deci avem câteva puncte, da? Se discută de 40 de ani, știu eu, să lege Tătărașii cu zona cu Târgu Pupului. Iar e o poveste. A fost proiect care... Cert este că eu vă spun că atunci când dimineața sunt polițiștii locali care s-au transformat în polițiști rutieri, doi polițiști rezolvă într-o oarecare măsură problema. Dar trebuie să mergem înainte. Păi n-avem încotro, trebuie să mergem înainte. Da, dacă ai spus cuvântul ăsta magic, hai, o propunere, două, ca să mergem înainte. Eu am spus. Ai spus-o. Domnul și eu am spus-o, dar mai spun una. O repetăm. Repetiția e mama învățătoare. Da. În primul rând sunt dezamăgit, dar n-am ce face. Unii care sunt la Cluj s-au apucat să facă metroul. Ce vă spune treaba aceasta? Deci deja au dat banii primăria pentru studiul de fezabilitate. Eu am spus în felul următor. Coborâm calea ferată care traversează Iașul de la nord la sud, la subsol, iar deasupra putem să facem fie spațiu verde, fie pasaje, șosea și care pietonul să treacă pur și simplu, nu trebuie să mai treacă calea ferată pe pasaj. Pentru că domnul Verișcu spune de aceste pasarele. Dar să știți că și urcatul pe pasarele... Cu benzi transportoare. De acord. Altfel nu. Altfel nu. Pentru că dacă lăsăm... închise, că dacă lăsăm așa cum e pasarela care acum se reface de la gară tot cu scări, și tot așa, n-am făcut nimic. Da. N-am făcut nimic. Da. Măcar până o să vedem calea ferată prin pământ, putem merge pe deasupra și să folosim infrastructura căi ferate pentru metrouri de suprafață. Corect. Asta nu costă foarte mulți bani. Dacă mi-aduc aminte, Ceaușescu făcuse și o gară feroviară la Cug. Da. Da? Tot în același scop. O haltă. O haltă. Nici nu trebuie oprea, oprea acolo și muncitorii se duceau cu trenul. Așa. Da. Să ne întoarcem acum 60 de ani, dacă, nu suntem, dacă nu suntem în stare. Dacă trebuie un tânăr din asta, asta a fost în negura vremuri. Da, da, erau comuniști aia, nu știu, nenorociți. Da, corect, da. Așa este. Da. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru răbdarea de a ne asculta. Nu știu dacă Gălceava noastră v-a plăcut sau a fost interesantă. Dumneavoastră sunteți judecătorii noștri. Mulțumesc celor doi interlocutori, profesor inginer George Albulescu și Corneliu Velișcu, președinte al Asociației Oamenilor de Afaceri din Iași. Și ce v-aș putea spune? Nu avem infrastructură așa cum trebuie ca să omorâm calea ferată. Calea ferată trebuie menținută și readusă măcar la viteza comercială a anilor 89. Este cel mai ieftin mijloc de transport, cu excepția apei. 1965, Iași-București, automotorul făcea 4 ore și jumătate. E, dumneavoastră vorbiți de istorie, iar... Da. De cine amărăți cu istoria asta? Da, lăsați istoria deoparte, că doar nu reprezintă decât pilde, nu e obligatorie de urmat. Corect. Și până la urmă, eu să știți că sunt o fire optimistă. Eu sper că într-o zi problemele economice le vom rezolva. Dar ca să le putem rezolva, trebuie să fim o țară unită. Și din nefericire, ceea ce ați văzut în această săptămână, aș numi o săptămână neagră, neagră a României, cred că ne-a decepționat absolut pe toți. Român contra român. Frate contra frate. Eu de obicei, ca de obicei, vă doresc multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați, nu mor caii când vor câine. O seară bună!